Se poate să fii antreprenor de succes și în România și se poate și chiar dacă ai doar 14 ani. O demonstrează Victor Bălăniuc, un timișorean curajos care vine astăzi să ne dezvăluie câteva dintre secretele unei afaceri de succes, dar și diferite moduri în care poți trece peste obstacolele întâlnite inevitabil pe drumul antreprenoriatului. Acum, Victor are 26 de ani și un palmares cu nenumărate proiecte de succes. Am început cu evenimente. Am fost pasionat încă de mic și de foarte tânăr de a organiza evenimente și de industria asta a evenimentelor. Și astfel, la 14 ani, am început să organizez evenimente pentru colegii din școală. Am organizat petreceri de Revelion, ca mai apoi în liceu să îmi dau seama că vreau să trec la următorul nivel și să-mi deschid o firmă de sonorizări. Având foarte mulți colegi la care le urmau majoratele, am avut foarte mulți clienți pentru a ține petreceri de majorat. Ca mai apoi să trecem și la următorul nivel, și anume să organizăm evenimente publice, să vindem bilete, astfel ajungând ca în 2017 să se nască brandul Front Row Events, care practic s-a tot reconvertit din... Nu am închis niciodată proiectul, ci doar a luat diferite forme în industria evenimentelor. Iar prin Front Row Events, care a ajuns să fie un brand foarte cunoscut la nivel național, pentru că a fost primul brand românesc care a organizat evenimente pentru românii din diaspora, în principalele comunități din diaspora, am organizat foarte multe turnee cu artiștii români de stand-up comedy în 13 țări din Europa, peste 35 de orașe din Europa și 40 de orașe din România, astfel ajungând să fie un brand destul de cunoscut și recunoscut, mai ales în comunitățile românești din diaspora. Bineînțeles, ne-a afectat foarte mult pandemia, când nu am mai putut să ținem evenimente, și astfel ne-am reorientat și ne-am schimbat strategia spre alte domenii și ca să ne plasăm investițiile și acțiunea în mai multe domenii, dar și pentru că am avut oportunitatea unei finanțări de tip startup pentru a lansa noul proiect, adică o sală de smart boxing. Prima afacere e recomandat, bineînțeles, să fie într-o zonă, într-un domeniu care te pasionează, pentru că atunci devine mult mai ușor. Însă, pe parcurs, ne-am dat seama că, de fapt, țelul nostru e, sau mai degrabă pasiunea noastră, e de a, pur și simplu, de a dezvolta noi afaceri, de a lansa startup-uri, de a ne dezvolta în mai multe domenii. Și atunci, oportunitatea noastră este tocmai asta, că ne plac provocările și ne place noul și ne place să lansăm tot felul de proiecte. Și atunci ne-am reorientat foarte ușor, aplicând principiile pe care deja le-am învățat în afaceri și în antreprenoriat, dar le aplicăm și în alte domenii. Da, am trecut prin multe perioade foarte dificile. Încă înainte de pandemie am trecut prin tot felul de situații dificile care ne-au călit, ne-au dezvoltat un anumit stoicism, o anumită reziliență. M-aș putea lega în principal de asocieri eșuate, adică ne-am asociat și cu alți parteneri în afaceri care au ajuns să eșueze din cauza proastei gestiunii a asocierii. Am gafat inclusiv în fața unor investitori cu care am colaborat și care au investit într-una dintre afacerile noastre. Gafat în sensul că, neavând experiență în genul ăsta de colaborare între investitori și management, am făcut unele greșeli și am avut de suferit. Deci au fost tot felul de momente dificile, dar am învățat foarte mult din ele, le-am privit ca o lecție sau ca o taxă de învățare
Și am ajuns ca, de exemplu, pandemia, deși ne-a oprit afacerile să nu ne afecteze foarte mult, pentru că deja aveam o anumită imunitate, să zic. Asocierile ar trebui privite ca o completare a minusurilor tale când vrei să începi ceva și nu ar trebui să fie bazate pe prietenie, pe familie. Și atunci trebuie să te cunoști foarte bine pe tine, în primul rând, să știi care sunt punctele forte și care sunt punctele tale slabe, iar prin asocieri să cauți partenerii care îți acoperă foarte bine punctele slabe și sunt pasionați de lucrurile care ție nu îți plac. Asta cred că ar fi o formulă pentru asociere de succes, dar în niciun caz cu cel mai apropiat prieten sau cu un frate sau cu al membru al familiei. Și mai este, bineînțeles, relația de investitor ca asociat și acolo e vorba de total altceva, de împărțirea părților sociale, de valoarea investiției, dar referindu-ne strict la un startup și la a porni afacere pentru cineva care nu are experiență, complementaritatea în asociere e foarte importantă din punctul meu de vedere. Din experiența mea și ce am mai auzit și văzut prin jurul meu, nu prea am văzut modele de succes în sensul ăsta, dar nu zic că nu există, pentru că, drept dovadă, sunt tot felul de familii care au dezvoltat mari afaceri de familie, inclusiv în România. La nivel mic, mi se pare că este mai greu să funcționeze. În general, cazurile pe care le-am văzut că au funcționat a fost mai degrabă de tipul moștenire sau când un fiu sau o fiică a început să se implice în afacerile familiei, care deja erau stabile și puse pe roate și au reușit să le facă să funcționeze în continuare. Dar de la zero, nu știu, nu vine niciun exemplu în cap. Trebuie să ne dezvoltăm constant. Învățarea este de trei tipuri. Primul tip, când primești informație, de exemplu, nu știu, citești sau te uiți pe YouTube sau participi la niște cursuri. După aia, a doua metodă mai bună ar fi să lucrezi cu un consultant, spre exemplu, sau să cumperi sau să accesezi cumva know-how în direcțiile în care ai nevoie și să cauți soluțiile pentru nevoile tale actuale de la cineva care a mai trecut prin asta sau sub o formă de mentorship, spre exemplu. Și bineînțeles că a treia metodă și cea mai bună pentru învățare este să predai mai departe experiența și cunoștințele tale. Și uite că am început să fac și eu asta în ultimul timp, inclusiv prin interviul ăsta, când am ocazia să spun niște lucruri care sper să fie utile pentru ascultător și să rămână cu ceva la finalul discuției. Deci le fac pe toate trei active, mă educ în continuare din diverse surse, lucrez cu mulți consultanți și experți pe anumite zone și am mentori și în același timp predau la rândul meu din experiența mea. O sală de smart boxing, de ce e smart și de ce e inedită și inovativă la nivel european, este pentru că am creat o sinergie între mai multe domenii care nu au neapărat legătură una cu alta, dar noi le-am unificat și se regăsesc toate în sala noastră de fitness, și anume sportul cu entertainment-ul și cu tehnologia. Ca sport este vorba de, cum ai spus, de boxing fitness, care este un sport pe trend la nivel mondial. Se dezvoltă tot felul de săli în industria asta în Occident și în Statele Unite, inclusiv investitori care nu au absolut nicio legătură cu industria, cum ar fi Tony Robbins sau Pitbull, au ales să investească și să-și plaseze investițiile într-o sală de boxing fitness din New York, care urmează să fie dezvoltată spre a deveni un lanț de săli de boxing fitness. Asta ne-a validat nouă ideea de afaceri și ne-a dat încredere că e o idee validă și poate să fie aplicată și în Europa de Est, în România, pentru că noi am avut ideea de a o dezvolta înainte să aflăm de toate celelalte modele de succes din vest. Și noi ne-a venit ideea pentru că asociatul meu, Darius, se antrenează deja de vreo 5 ani
în stilul ăsta de antrenament, adică de box pentru amatori, nu pentru profesioniști. Și alături de Gabi, care este antrenorul principal și cel care a creat sistemele noastre sportive, mi-a venit ideea să construim o sală în Timișoara. Bineînțeles, ca în orice alt proiect în care ne-am implicat, am reușit să o ducem la un nivel foarte mare. Nu ne putem abține cumva și chiar dacă plecăm de la ceva mic, ajungem să ia amploare foarte mare. Și atunci am adăugat pe parcurs elementele celelalte, adică tehnologia și entertainmentul, noi pornim de la simpla idee de sală de boxing fitness. De ce mai este pe trend boxing fitness-ul? Și pentru că probabil ai văzut o grămadă de influencere, modele, Victoria's Secret, le vezi cu mânușile de box și tot mai multă lume se pozează sau se filmează în context de box sau alt sport de contact. Deci se lucrează mult cu sacul, e non-combat, ci este mai degrabă un fitness, dar aplicând principii și tehnici ale boxului, care stau la baza boxului. Și cum am spus, este pentru publicul larg și pentru începători și pentru cineva care nu a mai lovit niciodată un sac în viața lui. Și absolut oricine e binevenit. Inclusiv pentru femei, sigur. Chiar am constatat că de la deschidere până acum e procentul mai mare de femei decât de bărbați care sunt clienții noștri. Sala e dotată cu multe efecte speciale care îți dau senzația că ești într-un club mai degrabă decât într-o sală de sport. Te deconectezi foarte bine de la cotidian și de la problemele de zi cu zi și te focusezi mult mai bine pe ce ai de făcut în sală. Proiecția, luminile, efectele speciale și mixul muzical sunt toate sincronizate cu programele sportive pe care le-am dezvoltat, iar sala știe și își reglează fiecare moment în funcție de intensitatea și dinamica antrenamentului. Spre exemplu, în pauze se schimbă coloristica, luminile schimbă dinamica, sunt mai lente, iar în timpul exercițiilor cele mai intense, la fel, se schimbă cu totul dinamica și culoarea sălii. Asta este legat de partea de entertainment. Deci e sincronizat fix ca un club sau ca un festival mai degrabă sau ca la un concert, în care în fiecare secundă se schimbă efectele astfel încât să accentueze stările și senzația pe care o trăiești în momentul respectiv. Exact asta am făcut și noi. Iar pe partea tehnologică, am dezvoltat o serie de senzori care sunt amplasați în sacii de box, care creează practic un sac de box inteligent și care îți măsoară anumiți indicatori sportivi și performanțele tale de la sac. Deocamdată măsoară numărul de lovituri și un scor bazat pe o formulă între forța cu care lovești și numărul de lovituri și pulsul printr niște senzori de heart rate pe care fiecare participant în antrenament și pune pe piept. Toate datele sunt proiectate în timp real pe un ecran de proiecție, un perete din sală transformat în ecran de proiecție. Și în același timp se înregistrează în aplicația pe care am dezvoltat-o tot noi de la zero pentru iPhone și pentru utilizatorii de Android, în care fiecare client poate să-și vadă progresul din punct de vedere sportiv, să vadă cum a evoluat de la antrenament la antrenament, bineînțeles și categorisit pe tipurile de antrenamente pe care le oferim, și poate să-și monitorizeze atent evoluția. În același timp, mai oferim și un serviciu de măsurători și cântăriri, cu un cântar cu bioimpedanță și alți senzori care ne ajută să identificăm niște indici corporali, cum ar fi greutatea, masa musculară, rata metabolică, procentajul de grăsime din organism. Iar la fel, toate datele sunt înregistrate și arhivate în profilul utilizatorului din aplicație. Deci poate să-și compare și rezultatele corporale și, bineînțeles, evoluția din punct de vedere
sportiv și performanțe. Mai târziu o să integrăm și funcții de gamification, de clasamente, de ca să adăugăm și factorul ăsta de comunitate, de grup, de competitivitate în cadrul experienței sălii de fitness. Mi-aș sfătui în primul rând să gândească mare. Pentru că vorba, nu știu, era un citat, îmi scap acum cine l-a spus, că dacă tot gândim, de ce să nu gândim direct mare? Adică tot facem un efort de a gândi ceva, să gândim mare din start. Și eu de fiecare dată când am avut curajul să gândesc mare sau să trec la următorul, să am curaj să trec la următorul nivel, s-au întâmplat minuni, pentru că se pare că atunci se întâmplă. Când îți fixezi foarte bine intenția și atenția pe ceva, se întâmplă. Nu știu să explic cum, dar se întâmplă, îți focusezi acolo toată energia. Deci, în primul rând, asta ar fi și acum, vorbind mai pragmatic, accesul la resurse, la know-how, la finanțări, la mentorship, e mult, mult, mult mai mare și a crescut exponențial în ultimii ani. Chiar dacă ești la început, dar ai o idee foarte bună și încă n-ai experiența, poți mult mai ușor să ajungi la niște oameni care să-ți deschidă niște uși, să te ajute și să te susțină dacă reușești să-i convingi. Deci poți să gândești mare, dar acum ai și ce să faci mult mai ușor cu gândirea mare, pentru că ai acces la mult mai multe resurse în ziua de azi. Și prin social media, dar și prin diverse granturi, fonduri, finanțări de tip startup, sunt tot felul din 2017 încoace și inclusiv în România. Trebuie pur și simplu să fii ignorant sau dezinteresat ca să nu observi și să nu cauți oportunitățile de finanțare și de resurse dacă îți dorești să dezvolți ceva. Deci asta ar fi în primul rând și în al doilea rând să fii pregătit, pentru că și ca și în viață și în afaceri totul este ciclic și vor fi întotdeauna și probleme și părți negative și dificile, dar întotdeauna vor veni și vremuri bune și din vremurile dificile ne luăm lecțiile necesare ca să ajungem din nou în perioade foarte bune. Deci să fim pregătiți, poate să nu ne entuziasmăm prea mult în perioadele foarte bune, ca să nu suferim prea mult în vremurile grele, care cu siguranță vor veni și cu cât nivelul e mai mare, cu atât și nivelul dificultăților crește.